Cătălin Neamțu, un tip care îți lasă senzația că a venit aici de plăcere, că se simte foarte bine, că nu-și dorește altceva sâmbătă dimineață decât să țopăie și să încălzească un public. Da, uite, nu știu de ce, pentru că recompensa e foarte mișto. Deci acum ne întrebăm, băi, ori avea sau nu ori avea până la urmă? Hai să vedem ce ne ies. 2, 3 și... Când lucrez cu oameni și se întâmplă ce se întâmplă acum în spatele nostru și ei reacționează, reacționează pentru că te porți frumos cu ei și pentru că... Da. Românii au talent, băiene, cu siguranță. Cine a întrebat, noi răspundem. Ne-a întrebat cineva, românii au talent? Da, și Laura are talent. Uite cum a fost incidentul de azi cu napolitanele cu alea de biscuiți. A venit prințesa și le-a zis: hai show 11 tras 1. Măi, care a aruncat, care a făcut? Și am zis, băi, ăia care au fost ieri, ăștia de azi nu. Și ai văzut ce s-au bucurat, știi? Sunt lucruri mărunte pe care dacă știi să le pui ca într-un puzzle, i-ai câștigat. Trebuie să știe și online-ul, pentru că probabil acolo ne vom desfășura de concursul, că noi aici, la România Talent, la sezonul 9, avem un concurs paralel. Publicul are talent. Fiecare dintre voi aveți cel puțin un talent. Dorian, care este talentul tău ascuns sau vădit? Mărturisesc sincer că m-am uitat și înainte la când am aflat că trebuie să fac jobul ăsta, m-am uitat puțin să văd ce înseamnă urma până în state, în Anglia, în așa. Dar erau chestii aplicate pentru oamenii de acolo și atunci am încercat să dezvolt acest concurs în paralel, să dezvolt niște lucruri ale noastre, care să fie ale noastre și la care să ținem, că în momentul în care creezi o dependență afectivă față de ceva, cu siguranță ești atent și îți pasă de treaba respectivă.